Important în viață este ca întotdeauna să încercăm să facem legătura între mesaje. Începând cu anul 2016, mesajul nedetectabil egal netransmisibil a devenit o realitate la nivel mondial. O persoană cu statutul de seropozitivitate HIV, care este aderentă la tratamentul specific antiretroviral și care, în mod evident, beneficiază de toate îngrijirile specifice, respectiv tot ce înseamnă serviciile de sănătate, are toate șansele ca la sfârșitul unei zile să aibă statutul de nedetectabil. Nedetectabil însemnând, practic, încărcătură virală zero și, mai departe, pasul următor, nedetectabil, netransmisibil. O persoană seropozitivă poate avea o viață perfect normală și mă refer la viața de cuplu, poate avea un copil cu statutul de expus perinatal HIV, dar neinfectat, plecând de la nedetectabil egal netransmisibil. O persoană care are statutul de nedetectabilitate este practic o persoană normală, care trebuie privită cu normalitate. Cu alte cuvinte, nedetectabil egal netransmisibil egal normal egal normalitate. HIV Outcomes derulează de 2 ani împreună cu experți din România pașii către un program național, către o legislație prin care o persoană cu statutul de seropozitivitate HIV să aibă acces la tot ce înseamnă îngrijire de sănătate, la toate serviciile medicale, la tratamentul specific antiretroviral, de asemenea manieră încât sfârșitul zilei să fie N egal N, nedetectabil, netransmisibil.